Probă. Bună seara, Târgu Jiu. Bună dimineața, CNTV. Cu toate că vremea nu este alături de noi, bine că sunt eu alături de noi. De voi. Nu, de noi. Mă numesc Darius Popescu și astea sunt știrile de la ora 3, pe scurt, în exclusivitate pe Colegiul Național Tudor Vladimirescu. Domnișoarei Popescu Ștefania, doar pentru prieteni ștăfii, i-a fost aseară spartă gura. Tânăra nu se poate opri din repetat același slogan. Și în prezent și în viitor! În jur de ora 12, Encescu Ana a fost surprinsă pe camerele de luat vederi, vandalizând steagurile și parcările echipelor adverse în curtea Colegiului Național Tudor Vladimirescu. După o alegere dificilă, Ianuș Mircea a ales pastila albastră, astfel reușind în decursul unei săptămâni de repetiții să-și opereze toți colegii pe creier și să realizeze o mașină a timpului cu care ne vom mândri la momentul clasei. Roy Buirina reușește ca de fiecare dată să ne surprindă cu dicția și creativitatea asta. Irina, câteva cuvinte pentru colegi? Bună seara! De fapt, bună ziua! Mă numesc Roy Buirina și astăzi voi reprezenta clasa 11B ca orator. Sau, cum îmi place mie să spun, ca un mic poet în vacanță. Așadar, dintre toate cuvintele care s-au spus sau care s-ar putea spune, aș dori să arunc între voi, să arunc, ce cuvânt, mai degrabă, aș dori să împărtășesc cu voi un pic, doar un pic de poezie, care, cred eu, că va rămâne în gândurile noastre într-un viitor. Și îmi pare așa ciudat că se mai poate găsi atâta vreme pentru ură, când viața e de-abia o picătură între minutul acesta care bate și celălalt. Și îmi pare neînțeles și trist că nu privim la cer mai des, că nu culegem flori și nu zâmbim noi care așa de repede murim. Mulțumesc! Mulțumim și noi, Ina! Așadar, trecem mai departe la sport, unde ne întâmpină Fârță David, cunoscutul basketbalist prin curs și prin parcări. David, am câteva întrebări pentru tine. De cât timp practici basketul? De 25 de ani. Păi și câți ani ai? 18. Am înțeles. Sportiv. Ultimele, dar și cele din urmă, prea frumoasele majorete, cunoscute pe holurile liceelor, după râsul călugios și ținutele scandaloase, ne vor încânta cu flexibilitatea, sincronizarea și zâmbetul lor. Vă mulțumim frumos! Se pregătește.